Bună, e deschis? Da. Haideți. Mersi frumos. Deci Ramona, Ramonica, deci am să-ți rămân dator toată viața. Deci nici nu știi cât de important e că m-ai scăpat de acolo. Deci eu nu puteam să mai rămân acolo o oră, nu mai puteam. Deci nu e înfiorător. Plus că m-am spălat pe mâini cu apa aia și au o apă cu clor. Deci mă dau, uite-te și tu, cu cremă de mâini, cred că din oră în oră și nu-mi trece. Am o uscăciune de-asta pe mâini, e înfiorător. Dar de ce ai vrut să dai foc la mașină? Pentru că Flavius e un prieten bun, înțelegi? Și prietenul a nevoie să cunoaște, știi vorba asta? Da. O știi, bravo. Dar facerea de bine? Johnny. Stai mă, că nu-i spuneam acum, doar îl întrebam. E o vorbă, o să zic eu când te faci mai mare, înțelegi? Ce vreau să te întreb? Știm ceva despre chestia aia? Treaba aia spiralată, știi? De tu ești tu, eu sunt eu, suntem diferiți. Te întreabă de testul ADD, dacă au venit rezultatele. Nu că e deștept, puștiu. Habar n-am cu cine seamănă. Bravo! Încă nu, mai așteptăm. Știi la ce mă gândeam? Dacă ăștia fac un experiment cu ADN-ul meu, înțelegi? Ca în clona. Deci cum ar fi să te trezești pe pământ cu o planetă plină de Johnny? Hă? Ar fi super tare. Ești ironic acum. Asta nu trebuia să fi. Nu stau și eu aici cu voi, făceam o radiografie, mai luam o temperatură, mai făceam o deparazitare. Nu trebuie mie să incendiez mașini. E sigur că așa e. Ai foarte mare dreptate, așa este. Ce exemplu dau eu Evelinei? Are dreptate și mama soacră aici, are dreptate. Păi da, ce tată sunt? Nu sunt un tată bun. La mulți ani, șeful meu, nebunul meu, nebunul meu. Cel mai șmecher șef și șucar tată și veterinar, n-am bărbat topul de pe lume. Adevărat, fii atent că am un surprise pentru tine. Dar n-am pregătit eu cum nu, dacă da. Mă, știi că ce naiba, știi că mie nu-mi place să sărbătoresc. Da, știu, decât prin muncă, da, decât prin muncă. Dar nu știu eu cum nu, dacă da. Fii atent aici. Doamne. Bagă dorință. De dorință. 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 Și altă dată, și altă dată, o să facem și mașina ai lată. Și pic, pic, pic. Hai, bă, băiată, e bună? Doamne, om! Mulțumesc, mulțumesc frumos. Cea mai mare de nini, mă, șef. Ce facem? Dă și noi drumul la treabă, că de-aia nu merge în România asta nimic. Ce, bă, băiată, uite-o. A ce dracu nu se leagă, că până acum o făceam de 8 ori. Cine ai băia asta? Nu i-ai pus zahărel? Oribil. Că e pe jos castronul, bucătărașul cel viteaz. Aia era cafeaua mea! Fă-ți alta! Nu e ca și cum întârzi la muncă sau ceva. Cristina, asta este tot muncă. Ce fac aici este muncă, muncă, eu muncă. Și ce crezi? Mai vine și munca în folosul comunității. Și poate mi-ar fi prins bine puțină susținere și să terminăm cu bucătăraș, cu zahărel și cu miștouri de față cu prietenii mei. Asta era. Te-ai supărat pentru că am râs de tine de față cu Mariu. Nu? Asta. Înțeleg.
Dar să știi că și tu ești un pic vinovățel. Până aici. Din momentul ăsta nu mai sunt fata în casă. Sistez orice activitate domestică. Sunt în grevă. Dar tu ești fata în casă. Au arătat-o și analizele. Am mai mult testosteron decât tine. Asta pentru că nu-ți mai ai tu pastilele alea anticoncepționale, de-aia. Așa e, da. Pentru că eu voiam să-ți fac un copil proasta de mine. Mm? Până aici. S-a terminat. Oficial sunt în grevă. Ah, și ce crezi? Și voi o să intrați în greva foamei fără mine. Calm, calm. Vrei să mergem la shopping? Da, tati, vreau și o să merg cu tine peste tot. Dar poate să vină și noul meu prieten, Super Mario Boss! O jucărie nouă! Da, o jucărie nouă. Bună ziua!